forestierii au adus o fanfară și un sicriu și au simulat prohodul industriei de exploatare a lemnului. Oamenii au cerut anularea licitațiilor, dar și neimplicarea direcțiilor silvice în activitatea de exploatare a masei lemnoase. Am venit astăzi aici pentru a ne cere drepturile să muncim în țara noastră, să avem acces echitabil la resursa de masă lemnoasă, să nu mai vină companiile străine să facă jocuri împreună cu politicienii și cu guvernanții în țara noastră. Protestatarii susțin că, din cauza prețurilor mari de la licitații, au fost trimiși acasă de patronii care nu își mai permit să le plătească salariile. S-au scumpit prețurile cu 3%. Așa, am fost la București, nu s-a rezolvat nimica. Au promis, dar degeaba au promis. Nemulțumirea cea mai mare a noastră că nu avem unde lucra. Am lucrat anul trecut, au fost prețurile cum au fost. Materia primă a fost un pic mai ieftină, acum s-a scumpit materia primă. Și patronii nu mai cumpără lemn. Mulțumirea noastră este pentru că noi rămânem fără locuri de muncă, încât patronii nu ne mai poate asigura un loc de muncă, pentru că dacă prețul le-a crescut cum a crescut la masa lemnoasă, prețul la cherestea este mic. Revendicările protestatarilor au fost preluate de subprefectul județului Neamț și vor fi înaintate guvernului. Vrem ca licitația organizată de Direcția Silvică Neamț în zilele de 10, 11 și 12 februarie anul curent să se anuleze, așa cum au fost anulate licitațiile și de la Suceava și de la Sibiu. După ce au stat o oră în fața prefecturii, protestatarii s-au mutat în fața sediului Direcției Silvice a județului Neamț.